Mulțumesc foarte mult, Alex! Alegerile anticipate, atât de dorite de Klaus Iohannis, par din ce în ce mai greu de pus în practică. Planul este greu realizabil pentru Ludovic Orban, dar și alte nume grele din partid se pare că de fapt nu și-ar dori anticipate. Probleme sunt și în Parlament, unde tabăra celor care înclină spre anticipate devine, pe zi ce trece, tot mai mică. Xenia Croitoru ne explică. Bună dimineața, Xenia! Bun găsit tuturor! Am văzut încă de ieri Klaus Iohannis spunea că își dorește în continuare varianta alegerilor anticipate și spunea acesta că ar trebui să aibă loc, dat fiind faptul că suntem încă la jumătatea lunii ianuarie și dacă am avea alegeri la termen, atunci acestea ar avea loc undeva spre finalul lunii noiembrie. Spunea Klaus Iohannis că așadar vorbeam despre un an în care ar trebui încă să mai fie cei din Partidul Social Democrat în număr mare în Parlament, pentru că până la urmă am văzut aceasta este problema. Una dintre problemele președintelui, faptul că încă sunt foarte mulți cei din Partidul Social Democrat în Parlament și cumva formează încă majoritățile. Ei bine, rămâne de văzut însă ce se va întâmpla la acest capitol cu anticipatele, pentru că sunt negocieri în continuare între liberali și celelalte formațiuni politice și am văzut Dan Barna spunea într-o declarație încă de ieri, deși este de acord, Dan Barna și USR sunt de acord cu varianta alegerilor anticipate, spunea acest dacă nu ar trebui sacrificată varianta alegerii primarilor în două tururi în favoarea alegerilor anticipate. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla, dacă până la urmă se va mai merge sau nu pe varianta anticipatelor. Spun surse politice că părea până la urmă o temă de campanie. Vom vedea însă dacă ea va fi până la urmă pusă sau nu în aplicare, așa cum își dorește Klaus Iohannis și dacă liberalii se vor conforma dorinței președintelui. Mulțumesc, Xenia!